Centrele de sacrificare a mieilor din județul Dâmbovița au fost înființate chiar în gospodăriile unor crescători de animale din localitățile Aninoasa, Mătăsaru, Voinești, Gurașuții și în apropiere de Titu. La Voinești, inițiativa organizării unui astfel de centru a aparținut primăriei comunale. Celelalte patru au fost înființate de Direcția Sanitar-Veterinară. Conform normelor Uniunii Europene, sacrificarea mieilor se poate face numai în abatoare autorizate, dar am reușit și am luat această, nu-i spun derogare, pentru că derogarea se dă pe minim 6 luni de zile. Noi am făcut această chestie pe o perioadă de o durată de o săptămână de zile, în perioada sărbătorilor pascale, iar din aceste centre de sacrificare, miei pot fi vânduți numai în piețele autorizate, sub control strict sanitar-veterinar. Agenții economici care vor să comercializeze carne de miel în magazine și supermarketuri trebuie să se aprovizioneze doar din abatoarele autorizate. De asemenea, colegii mei sunt în teritoriu. Direcția Sanitar-Veterinară a prelungit programul până la orele 18:30 și suntem la dispoziția cetățeanului, iar orice neregulă, orice reclamație trebuie să vină la Direcția Sanitar-Veterinară și să ne spună de ceea ce au întâmpinat locuitorii județului Dâmbovița.